ideea de a amplasa un patinoar în Făgăraș a fost binevenită nu doar pentru cei mici, ci și pentru cadrele didactice care i-au însoțit pe aceștia, arătându-le că ora de sport se poate realiza și altfel. Suntem elevii Colegiului Național Radu Negru. Acum ne aflăm în ora de sport. De vreo două săptămâni ne-am hotărât ca ora de sport din ziua de vineri să o desfășurăm pe patinoar, să ne bucurăm de jocurile de iarnă. Pentru asta mulțumim primăriei că s-a gândit să ne organizeze un astfel de patinoar. Copiii se simt excelent, mișcarea le face bine, pentru că ei știu asta, că mișcarea înseamnă sănătate. Mișcarea este un element important în viața copiilor, iar acest exemplu ar putea fi urmat și de alți elevi din oraș. De cât timp patinezi? De 2 ani. Și cum ți se pare? Frumos. Ai prins experiență? Da, mai multă. Patinezi de mult? De câteva zile, dar am început să prind. Cum ți se pare? Mi se pare foarte bine și pentru Făgăraș nu trebuia mai mare patinoarul. De cât timp patinezi? De 2 ani. Și cum ți se pare? Foarte frumos. Mă bucur. De câte ori vii la patinoar? O dată pe săptămână. Până acum, în jur de 5.000 de făgărășeni s-au distrat pe patinoarul de lângă cetate. În jur de 4.000-4.500 de făgărășeni, dar aș putea spune că 30-40% din acest număr se repetă, adică sunt oameni care vin de 3-4 ori pe săptămână. Cei mai mulți făgărășeni care s-au distrat pe gheață au vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani. Cel mai tânăr patinator l-am avut de 3,6 luni, să zic așa, și cel mai în vârstă de 63 de ani. Patinoarul este frecventat încă de dimineață de către grupurile de copii, iar după amiaza între orele 17-20. Făgărășenii care vor merge la sfârșitul săptămânii la patinoar vor avea o mare surpriză, deoarece aceștia vor beneficia de o reducere. Cei care vor fi în grupuri vor avea intrarea gratuită și vor plăti doar 5 lei pentru închiriatul patinelor. Însă surprizele continuă, deoarece persoanele care vor avea un obiect vestimentar de culoare roșie sau albastră vor beneficia de reducere și vor plăti doar 5 lei pentru a putea patina.